Țigările sunt foarte nocive, însă puțini oameni știu că țigara conține 4.000 de substanțe chimice. Printre cele mai periculoase substanțe sunt plumbul, poloniul, un element radioactiv ce cauzează cancer, arsenul folosit la otrăvirea șobolanilor, acetona care îndepărtează vopseaua, amoniacul, butanul, combustibil ușor și multe altele. Medicii din Isporeni avertizează că fumatul dăunează grav sănătății. Ca de obicei, fumătorii, în primul rând, ce? Suferă sistemul respirator. Da, clar că aici cel mai mult o să fie patologii din partea sistemului respirator. Nu, ce? Ca de primele etape, întâi o să apară o să răcească mai des, adică o să apară infecțiile respiratorii acute, pe care o să meargă în bronșite. Bronșitele, pe urmă, dacă el des îmbolnăvește deja, poate să meargă și la tuberculoză și la un cancer pulmonar. Unii oameni din Isporeni sunt conștienți de acest pericol și spun că statul ar trebui să intervină în soluționarea acestei probleme. Faptul că fumează foarte mult, probabil de atâta că tutunul e la îndemână cu tuturor. Dacă ar fi prețuri mai mari la tutun, eu știu, poate n-ar cumpăra. Și pe față, afară de asta, fumează acum tinerii foarte mult. Tineri care sunt lăsați fără supravegherea părinților, părinții pleacă peste hotare și de copii n-au grijă nimeni. Ar trebui să aibă o tărie de caracter să zică, măi, nu mai trebuie să fumatul ăsta, asta îi distruge sănătate. Și să-l lepe de la sine. De la sine, măi, nu mai fumeți și tot. Și gata. Aici tărie de caracter trebuie, nu trebuie să te... Adică ai bolnav și nu poate, nu știu și... Nu există așa ceva. Omul dacă vrea, totul face de la sine, dar dacă nu are dorință de a face lucrurile astea... Eu sunt potrivit, eu tot timpul m-am luptat cu dâși, așa că eu sunt anti-fumătorilor. Eu sunt cel mai dușman, a fost de școală și așa că sunt până în prezent. Tot eu sunt negativ, care fumează împotriva lor, categoric. Specialiștii de la Nisporeni recomandă mai multe metode pentru a scăpa de fumat. Consilierea sau terapia comportamentală este foarte binevenită pentru persoanele, mai ales care au început, dar sunt nu stabilite, adică nu au dependență încă, dar nu știu ce să facă și nu știu în care să o iei. Ia ca la dânsi, foarte bine ar ajuta. Cu toate că și la cei care sunt bolnavi, dar cu dânsi trebuie lucrat mai mult, pentru că trebuie de convins și trebuie de adus argumente ca ei să înțeleagă că ce înseamnă asta. În prezent, în Republica Moldova fumează 48,5% din bărbați și 8,2% din femei. 3,7% din femeile fumătoare sunt gravide. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul ucide anual aproximativ 5 milioane de oameni în întreaga lume, inclusiv peste 1,2 milioane în regiunea europeană. În Republica Moldova, din cauza fumatului, anual decedează până la 4.000 de persoane.